ziua lui care se începe de gloare în unde stau. Pentru următoarele două luni.
pentru ziua de astăzi, datorită, mă scuzați, pentru ziua de astăzi, datorită lipsei domnului consilier Crești. Vă rog propunere. Având în vedere faptul că ultimul coleg care a deținut calitatea de președinte de ședință înaintea domnului consilier Crețu a fost domnul consilier Raul Șova, îl propun pe dumneavoastră Șova pentru a deține calitatea de președinte de ședință astăzi. Mulțumesc. Mai cum propune? Propunem la voi. Propunea doamnei Slavăț, ce este pentru? Este cineva împotrivă? S-ar ține cineva? S-ar ține domnul Șova, vă rog. Față până ne-au adicțiile. Deci, în știința, nu există obiecțiuni de legalitate. Domnul Gabrilescu. Domnul Cindruș. Favorabil. Domnul Ilumina. Doamne, numărul 2,
Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Deci, da. Și
dreptul dumneavoastră ați putea fi un exemplu. Haideți să rămâm, să facem bine. Încă o dată vă felicit, multă sănătate și avem nevoie de dumneavoastră, sunteți un model și un exemplu pentru noi. Vă mulțumim frumos! Încă o dată și eu vă mulțumesc. Încă o dată vă mulțumesc. Succes la lucrare! Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt, domnul Ghinghe. Mulțumesc.
Cu toții suntem de acord că municipiul Bacău este nevoie de mai multe locuri de parcare. Însă, haideți să ne uităm ce spune planul de mobilitate, mai ales pentru acea zonă centrală. Pentru că, din păcate, administrația Nicola a luat acel plan de mobilitate, a selectat proiectele pe bună dreptate pentru depunerea la ADR Nord-Est pentru accesarea de fonduri europene pentru anumite proiecte. Foarte bine e lăutat la acest lucru. Însă, pe de altă parte, nu sunt aplicate și celelalte măsuri din planul de mobilitate și aici mă refer în primul rând la cele privind managementul parcărilor din municipiu. Și planul de mobilitate spune clar că problema noastră cu parcările este mai ales în zonele rezidențiale, adică de acolo ar trebui să începem. Și pentru zona centrală chiar recomandă ca oferta de parcare să nu fie extinsă, tocmai pentru că mai multe locuri de parcare, în speță aici avem peste 100, atrag trafic. Și trafic într-o zonă în care avem un colegiu național, o catedrală și un parc, înseamnă mai multă poluare, mai mult zgomot și o scădere a calității vieții în zonă. Deci, nu sunt împotriva locurilor de parcare, însă ar trebui să ne gândim ce ne dorim de la această zonă centrală. Ne dorim o zonă pentru mașini, deci un oraș pentru mașini sau un oraș pentru oameni. Pentru că avem parc acolo. Aducem 100 de mașini lângă parc, deci exact între parc, catedrală și Colegiul Național Gheorghe Grânceanu. Sunt voce în societatea civilă care indică faptul că această parcare ar fi făcută cu dedicație, pentru că urmează extinderea unui bloc celebru de acolo, din zonă, de la statul lui Ștefan cel Mare. N-am să intru în aceste speculații, pentru că vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru sau nu. Însă, mă întorc la ceea ce spun specialiștii. Avem un plan de mobilitate care indică niște lucruri acolo pe zona centrală. Deci ne dorim mai multe lucruri de parcare, să ocupăm spațiul din zona respectivă, sau o zonă dedicată oamenilor. Mai ales că avem, repet, catedrală, parc, Colegiul Național. Și am dorit să știu care este viziunea administrației vis-a-vis de oferta de parcare și, în general, vis-a-vis de trafic în zona centrală. Mulțumesc. Domnul consilier, dumneavoastră, știți cum arată acum acel loc? Eu nu m-aș opri niciodată unei reamenajări a zonei. Însă eu acum discut despre oportunitatea unei parcări acolo. Mai ales că nu avem un studiu de oportunitate atașat acestui proiect. Deci este doar o documentație tehnică, însă nu avem un studiu de oportunitate și, pe de altă parte, nici acea comisie de mobilitate urbană n-a fost constituită la nivelul municipalității, așa cum planul de mobilitate vă obligă să faceți de un an deja. Și acea comisie ar fi trebuit să dea aviz pentru acest obiectiv. Deci, încă o dată, întrebarea de fond aceasta este. Ne dorim mai mult trafic în zona centrală generat de această parcare sau ne dorim o zonă pentru oameni? Pentru că mergem la Iași, ne place cum e acolo, dar vedem că este tare parcarea subterană și vedem cum toată zona respectivă a fost redată oamenilor. Mulțumesc. Domnul consilier, oportunitatea stabilim în Consiliul Local și cetățenii stabilesc oportunitățile. Bun, am înțeles, dar nu. Eu întrebam care este viziunea administrației, că... Viziunea administrației este să facem o parcare... Deci studim o parcare... Să facem o parcare acolo de 107 locuri și dacă vreți să votați, bine. Dacă nu, dumneavoastră... Dar asta e atitudinea care ar trebui să existe în administrarea unui oraș. Mai ales acolo e o zonă foarte sensibilă. Păi ați întrebat de viziunea administrației. Da. Viziunea administrației este mai respectiv. Să aranjăm o parcare. Și încetați cu tot felul de zgon și încă o dată dezavuiez orice zbocare aproape în spațiu public, că facem parcare, nu știu cum și nu știu ce, da? Știți, am mai avut discuția asta și o să vă răspund și la proiectul cu povești sau cu ce. Aceleași povești cu idei cu senzibilitatea. Proiectul rămâne grădință și aici parcare și nu este pentru o persoană fizică sau juridică, nu este pentru cetățeni și poate o parcare publică, domnul. Știți de ce întreba asta? Nu trebuie să-mi răspuns. Întreba asta pentru că se menționează în acest proiect de hotărâre că zona ar fi aglomerată și că totuși avem nevoie de locuri de parcare acolo. Haideți să ne uităm care sunt generatorii de trafic sau care sunt agenții comerciali ce generează trafic în sensul parcării în zonă. Este Buena Vista Tower, în primul rând, care atunci când a fost aprobat. Da, deci nu vorbim acum de administrație, vorbim de faptul că atunci când a fost aprobat, a fost aprobat fără locuri de parcare. Și asta e o problemă.
Eu personal am fost invitat la o ședință a Consiliului de Administrație și mi se pare chiar la ședința Consiliului de Părinți de la Gheorghe Brânceanu și, și cei de la colegii au cerut imperios să amenajăm noi parcarea acolo, datorită lipsei locurilor de parcare. Plus că avem și o zonă rezidențială acolo, domnul consilier. Nu este numai o zonă centrală. Da, dar zona rezidențială este deja deservită de locuri de parcare. Plus că am o întrebare vis-a-vis de colegiul Brânceanu. Cine cere locuri de parcare? Cere elevii sau cer părinții care vin să-și ridice copiii de la școală sau cine? Nu înțeleg. Cam o, cam o spuneți și pentru asta. Pe consiliul de asemenea, asemenea cine face parte? Nu, nu. Părinții și conducerea de locuri. Sunt curios. Sunt curios cine are nevoie de locuri de parcare la un colegiu național. Mai ales având în vedere faptul că în zona avem transport public și poate, nu știu, ar trebui să intervenim acolo, în consiliu. Să facilităm. Domnul consiliu, ați fost vreodată la liceu? De multe ori, de multe ori. Și ați văzut câți dintre elevi din clasa 2 deja vin cu mașini? Păi de ce vin cu mașini acolo? Păi da, hai să vedem mașinile. O luăm mașinile, nu. Hai să vedem mașinile, domnul. Nu, administrativ. Pentru că, nu, 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 au răspuns. Pentru că au posibilitatea să parteze în zonă nefiind pedepsiți sau nefiind tax sau suprataxați. Pentru că dacă am pune o suprataxă pe locuri de parcare în zona centrală, vă spun că nu am mai intrat foarte mult și ar căra mașina până la școală câteva sute de metri. Aveți dreptul de inițiativă, puteți face în această. Dar nu, asta este o măsură prevăzută în planul de mobilitate urbană și dacă țineți minte, am avut și un proiect push and pull, gestionat de ADD, care exact asta prevedea, că trebuie să majorăm puțin prețul, tariful parcării în oraș, chiar dacă este o măsură nepopulară, tocmai ca să descurajăm acest tip de comportament. Asta dacă ne dorim oraș pentru oameni. Dacă ne dorim o zonă centrală ocupată de mașini și noi să nu avem pe unde merge, ok, dacă asta e vizia administrației, o accept, am să votez în consecință. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier. Mai am eu un amendament. În sensul că se modifică anexa la proiectul de hotărâre, în sensul înlocuirii în cadrul acesteia devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției. Cu precizarea, cobărarea totală a investiției, construire, parcare și amenajare parcul catedralei, rămâne neschimbată. Da, mulțumesc. Și ce? Păi și care se modifică? iar într-o ședință ulterioară să venim și cu acel amendament. Sau cu acea
corecție. Haideți să ducem până atunci să domnul Mateuță să aducă vechiul deviz și să vă pună la dispoziție și noul deviz, astfel încât să luați la cunoștință care sunt modificările propuse de domnul Șoara. Sunteți de acord? Cine este pentru? Nu, să domnul vechiul Mateuță se poate? Se poate, sigur. Aveți timpul necesar? Da. Bine, mulțumesc. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci cu 15 voturi s-a aprobat pe acest punct. 16 voturi pe acest punct să fie dus cu ultimul pe urmă. Deci, pentru soluționarea și mulțumim, supun discuție punctul 7 în ordine de zi și invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. La punctul 7 avem proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău, reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în zile cu avertizare meteorologică codificată, emisiunea de Administrația Națională de Meteorologie, suma propusă este 200.000 de lei, atât cum a trebuit la mapă. Nu e cu codificat de legal. Domnul Gabrescu? Favorabil. Domnul Cheduș? Atest favorabil. Doamna Tiperic? Doamna Mazilu? Doamna Dreasă? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul cu 15 favorabil. Discuția asupra cu hotărârii, dacă sunt. Dacă nu rog, domnul secretar, să o formăm lucrurile. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Având în vedere acțiunea din sala doamnei Fragă, dar din 15 consilieri. Cu 15 voturi, a fost aprobat în domnul proiectul de hotărâre. Mulțumim. Supun discuție cu 8 al ordinei de zi și îl invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc pentru hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 335 din 28.9.2017, privind asigurarea resurselor financiare din punct local, pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun, o categorie de persoane defavorizate din municipiul Bacău, începând de la 1.10.2017, și încheierea acest sens a unor convenții cu Ofițiul de Transport Public CESA și Direcția Generală de Protecție Socială și Protecția Copilului din Bacău, ați avut materialul la mapă. Domnul secretar, domnul
Chindruș. Favorabil. Domnul Caleac. Favorabil. Domnișoara Benedică. Favorabil. Doamna Breagnă. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. A făcut comisie. Favorabil. Sunt și asta proiectul de hotărâre, dacă sunt. Da, domnule. Am un amendament pentru a fi mai sintetic articolul 2 și mai rezumativ. Aș dori să propun modificarea acestui articol, urmând ca acesta să sune astfel. Se aprobă mediatizarea expoziției pe site-ul instituției, respectiv acordarea premiului municipiului Bacău și alocarea de la bugetul local a sumei de 5.000 de lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii evenimentului prezentat la articolul 1. Mulțumesc. Să punem la vot amendamentul ridicat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi a fost aprobat amendamentul. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 16 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mai sunt în discuție punctul 10 al ordinii de zi, se zice domnul viceprimar. Să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, este vorba de proiectul de hotărâre privind asocierea Muncii Bacău cu Asociația Română de Marketing Aromar, în vederea realizării comune a festivalului Arctic Tama Slava, și se va desfășura în perioada 13-15 iulie în Bacău. Este un festival care a avut și anul trecut, a fost un succes și dorim și anul acesta să aibă loc. Ați urmat pe la mapă. Domnul secretar, nu e nicio victimă. Domnul Gaflescu. Domnul Chindruș. Favorat. Domnișoara Binerică. Favorat. Domnișoara Vizitiu. Favorat. Doamna Dreacu. Favorat. Domnul Stan. Favorat. Raportul Comisiei 5 favorabil. Discuția asupra acordului. Mulțumesc, da. Am o întrebare referitoare la toate cele patru asocieri directe care urmează acum. Dacă decontarea se face pe bază de rambursare, adică asociația face cheltuielile și apoi vine cu documentele la decontare, sau, așa cum spune legea, ne asociem direct cu aceste organizații și facem noi achizițiile în urma acestor organizații. Pentru că altfel, v-am mai spus, este vorba de finanțare nerambursabilă și orice finanțare nerambursabilă acordată ONG-urilor, conform legii 350/2005, trebuie făcută prin concurs de proiect. Deci, dacă se face, dacă aceste cheltuieli se fac de către municipalitate în interesul acelei activități, în sensul acelei activități, sunt de acord cu acest lucru. Chiar dacă, deci, inițiativele sunt bune, eu le-aș vota, dar din păcate au această componentă de legalitate, ce știți că eu am mai ridicat-o la această masă. Esența finanțării nerambursabile constă în faptul și instanța rământă, în alte detalii decât cele care ne spuneți dumneavoastră. Precum? Păi nu modul de contare face diferența dintre o finanțare nerambursată și o asociere. Pentru că decontarea se poate face în cazul unei asocieri pe mai multe paliere. Poate să fie pe palierul asocierii în participațiune, poate să fie pe fiecare pe modul de contribuție a lui, sau poate să fie organizatorul, primește contribuția municipiului și, ca organizator, face toate decontările. Nu asta face distinția dintre finanțarea nerambursabilă, cu funcție dumneavoastră, și asociere. Eu vorbesc de alocarea bănească, deci de bani. Deci nu alocarea bănească face lucrurile. Eu v-am spus ce spune legea 350 și știu că sunt speți în țară, diferența în instanță, prin care aceste ONG-uri au fost obligate să dea bani înapoi. Am studiat cu foarte mare atenție acele instanțe, acele practici judiciare și vă spun că dacă o să le mai studiați odată, o să observați că altele sunt detalii. Și o să observați de asemenea că proiectele de hotărâre aduse în fața dumneavoastră îi îndeplinesc acele criterii privind asocierea pentru că deci asta era, mulțumesc, asta era întrebarea. Le punem bani în brațe și fac ei cheltuieli, deci apoi vin la decontare, sau facem noi pentru ei acele cheltuieli, așa cum trebuie. Ca să știu cum votez, că eu le-aș susține, dar în prima variantă, mă simt obligat să mă abțin. Ce întrebați dumneavoastră e o modalitate de organizare a evenimentului ulterioară a acordării asocierii. Asociații își pot stabili modul de organizare a evenimentului, în baza unui contract sau în baza prevederilor unui deliberare. Acum, dumneavoastră,
întrebat, aprobați această asociere. Eu am studiat contractul, de asta nu pot să întreba. Ce concluzia asta? Păi e prima variantă, adică le dăm banii, fac cheltuieli, vin la decontare și iată finanțarea nerambursabilă care ar trebui acordată prin concurs de proiect. Dar din ce studiez eu din proiectul de hotărâre, nu e vorba numai de alocarea de bani. Deci dacă ar fi vorba doar despre punerea la dispoziția unei sări, aș fi de acord, așa cum sunt de acord la acele proiecte. Dar când e vorba de bani, conform legii 350, trebuie concurs de proiecte, dacă acea organizație mai are statut de utilitate publică. Da, 215, dar trebuie să ai ceva. Deci, avem cele două forme de organizare, finanțarea de nerambursabilă, așa cum spune finanța, pe legea 350 și asocierea pe 215. Distinția dintre cele două forme juridice o reprezintă faptul că, în cazul legii 350, avem vorba numai de o sumă de bani. În cazul asociere, reprezintă contribuții aduse de organizatori, de ambii organizatori, la realizarea unui eveniment. Contribuții care nu sunt numai bani, nu sunt numai natură, pot fi de diverse naturi. Bun, și vine legea 350, care este lege de aplicare în sensul finanțărilor nerambursabile, care spune acest lucru. Finanțările plătești, mă rog, discuția e lungă și mai bine o dezbate în altă parte. Dar au dezbătut o instanță. Am văzut. Păi, mai întâi de fapt, mai repede. Am văzut cum i-am dat banii înapoi la Constanța. Au dat pentru că nu am îndeplinit ce criterii. Vă spun că nu este discuția asupra proiectului, rog că domnul secretar să spună acolo. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 15 voturi și o abținere de 1.500. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Supun discuție cu 11 al ordinii de zi și pentru domnul viceprimar să prezinte extinerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, de asemenea, la punctul 11 avem o asociere cu asociația SERD-Proiect în vederea realizării comună a evenimentului Shuttle the Point în perioada 22-29 iulie în Bacău. Evenimentul va avea loc la Teatru de Vară Radu Berican. Contribuția municipiului Bacău este în valoare de 14.500 de lei. Vă rog să votați proiectul în forma de calitate. Domnul Capilescu? Domnul Pietruș? Favorabil. Domnul Șoara Benedică? Domnul Roșu? Domnul Roșu? Este Roșu. Este în concert de odihnă, a desfavorabil. Vă mulțumesc. Doamna Dragnea? Favorabil. Domnul Curianu? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul comisiei 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă da, nu. Este de dorit și găsesc în următoare că la asemenea asocieri în proiectul de hotărâre să apară și solicitarea beneficiarului. Și poate niște explicații de unde rezultă suma. Apar niște sume telegrafice, dar de unde, cum, cât a solicitat, cât i-am dat, ce s-a întâmplat, unde e cererea. Păi nu există la proiect. Și în faza în care nu am venit. Am apă. Domnul Consiliu, da. Comisii, domnul Ghinghe, dumneavoastră a găsit? A găsit, da? Este un urgent narativ. Și este și solicitarea. Ne-a dat la urmă. Așa. Mai de altfel, eu susțin această inițiativă, dar nu o să pot vota din punctele de legare. Sunt consilieri care n-au găsit la mapă solicitarea și bugetul. Cred că... Nu știu, eu am văzut dacă... Poate aici nu văd eu. Avem beneficiarul? Eu am mapă. Da? Mi s-a votat? Da, nu am mapă. Mi se pare că s-a votat acolo în primărie pe domnul Scripăț. O fi? Vă s-a votat colegia în primărie. Scripăț s-a referit? Nu am ridicat o problemă pe care... Da, o să spun mapă. Fiindcă la mapă care am primit-o eu, cel puțin și o am în față, nu există. Și consider că e normal ca la fiecare să apară și acea solicitare. Domnul viceprimar, la ședință primim doar expunerea de motive și hotărârea. Proiectul întreg este la comisie și... Domnul viceprimar, scriveți, dar la ședința de comisie de ieri ați fost? Nu am fost, am fost în delegație. Mulțumesc. Mulțumesc, dacă nu mai sunt discuții, rog domnul secretar să facă proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Abținerea domnului Ghinghe și cine este pentru? Pun discuție punctul 12 al ordinii de zi și rog pe domnul viceprimar să prezinte extinerea de motive la proiectul de hotărâre.
Mulțumesc că de hotărâri privind asocierea Municipiul Bacău cu Asociația Știuță, în vederea realizării comună a evenimentului Camul Bacăului pe la 29 iunie 2018. Ați avut materialul la mapă. Este vorba de o alocare de 45.000 de lei pentru susținerea afișilor locale. Domnul secretar, al lui delegatului, mă simt pe din domnul Gabulescu? Favorabil. Domnul Chindruș? Favorabil. Domnșoara Binerică? Domnul Roșu? Favorabil. Doamna Bracnă? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul comisiei fiind favorabil, sunt asta proiectului hotărâre de adresând. Dacă nu rog, domnul secretar, spune la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Dacă ține cineva? Abținerea domnului Dinger, ce este votul pentru? A fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuției cu puterea specială ordine de zi și cu domnul viceprimar să prezinte extinderea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc și la punctul 3 special avem tot o asociere cu Asociația Sursă Proiect în vederea realizării evenimentului Bacău Streetball Challenge în perioada 6-8 iulie 2018. Ați avut materialul la mapă, suma alocată de Municipiul Bacău este 3.577 de lei pentru asigurarea salubrizării din doua respectivă. Domnul secretar, favorabil. Domnul Șoara Dinerică? Favorabil. Domnul Roșu? Favorabil. Doamna Preacnă? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul comisiei 5 favorabil. Răspunsul acesta la proiectul de hotărâre dacă sunt. Dacă nu, rupă domnul secretar să spună la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Va obține domnul Ghinghe? Se vote pentru proiectul acesta. Supun discuție cu punctul 14 al ordinii de zi și invit domnul viceprimar să prezinte extinderea de motive la proiectul de hotărâre. Da, proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale este curat în cuprinsul hotărârii Consiliului Local numărul 211 din 2018, prin care s-a aprobat primirea unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sportul Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite, obținute în anul competițional 2017-2018. Dintr-o eroare materială, câțiva sportivi au fost premiați, iar suma corectă este de 162.380 lei. Domnul secretar, domnul Gabulescu, domnul Chindruș, domnul Șoara Binerică, domnul Șoara Vizitiu, doamna Preacnă, domnul Stan, comisie 5 favorabil, discuția asupra proiectului de hotărâre dacă sunt, dacă nu, rog, domnul secretar, spun la urmă proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Dacă ține cineva? Pentru funcție? 16 voturi au fost aprobate. Supun discuție punctul 15 al ordinii de zi și îl invit pe domnul viceprimar să prezinte extinderea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. La punctul 15 avem aprobarea funcțiilor publice în organigrame în modul de personal și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău și a serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Bacău cu modificările ulterioare. Ați avut materialul la mapă. Domnul secretar, aveți? Domnul Gabulescu? Domnul Barbu? Favorabil. Doamna Breacnă? Favorabil. Domnul Curian? Favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul comisiei 5 favorabil. Rog, domnul secretar, să spun la punctul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Dacă ține cineva? Domnul Bârba e cine s-a dat? Supun discuție punctul 16 al ordinii de zi și de fapt ce prima să prezintă extinderea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. La punctul 15 avem o modificare a organigramei la Clubul Sportiv Municipal și anume Clubul Sportiv Municipal Bacău solicită suplimentarea numărului de posturi din organigramă cu două posturi, un post de economist și un post de consilier sportiv, așa cum avut materialul la mapă. Mulțumesc, domnul secretar, aviso de realitate. Invita din realitate. Domnul Gabulescu. Domnul Chindruș. Favorabil. Domnul Gabriliu. Favorabil. Doamna Preacnă. Favorabil. Domnul Curianu. Favorabil. Domnul
Domnul Gherasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul Comisiei 5 favorabil. Rog pe domnul secretar să spună la votul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abține cineva? Doamna Corporală și domnul Fecher. Deci avem 15 consilieri, două abțineri, 13 voturi pentru. A fost aprobat. În discuție, timpul 17 al ordinii de zi și invită domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiect. Da, la punctul 16 avem organigrama de la poliția Suburbana Municipiului de Bașcău, ați avut materialul la noapte. 17, da. Organigrama poliției locale a Municipiului de Bașcău, ați avut materialul la noapte, pentru mai multe detalii, vă stăteați peste două directori pieni. Nu există decizii de legalitate. Domnul Gabrielescu? Favorabil. Domnul Tendruș? Favorabil. Domnul Lene? Favorabil. Doamna Dragnea? Favorabil. Domnul Turianu? Favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul Comisiei 5 favorabil. Discuția cu proiectul de adresă? Da, domnul Gheorghe. Mulțumesc. O întrebare către dumneavoastră, domnule director. N-am văzut mențiunea asta în proiectul ăsta întreg. Dacă se mărește cumva anvelopa salarială, la microfon, domnul director, mulțumesc. Deci, am vrut ca salariul să scadă, am redus 5 funcții de comandă. 5 funcții de comandă. De la 14 la 9. Da, mulțumim. Dacă nu mai se vorbim de vechi, rog, domnul secretar, să spună la cum. Cine este pentru? Pentru cineva împotrivă, se abține cineva. O abține a domnului Costor Lazar. 14 voturi pentru, 13 voturi pentru. E și domnul Bursu, da, 14 voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. În punctul 18 a fost retras. După discuție, punctul 19 al ordinii de zi și privind pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. La punctul 19 avem proiect de hotărâre privind aprobarea actului acțional numărul 9 la contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Bacău. Ați avut material la vama. Nu există gestiunii de care. Domnul Gabrielescu? Favorabil. Domnul Tindruș? Favorabil. Doamna Pintilie? Favorabil. Doamna Dragnea? Favorabil. Domnul Turianu? Favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul Comisiei 5? Favorabil. Se trece la procedura de posibilă. Discuții, vă rog? Discuțiile, vă rog. Domnule președinte, ședință, nu trebuie să cereți voie dacă să dați sau nu cuvântul. Adică sunteți obligat să dați cuvântul atunci. Nu a cerut voie. A fost o precizare cu privire la succesiunea procedurii. Am înțeles. Domnul consilier, eu v-aș propune să veniți la ședințele comisiei, în primul rând, pentru a face discuțiile acolo. Consiliul local este for deliberativ. Domnul consilier, citiți legea 25. Domnul consilier, eu discut de ședințele de comisii, la care dumneavoastră nu ați mai fost prezent, cred că de vreo două luni. Dacă fake news! Fake news! Serios? Nu a trecut, a fost. Da? Da. Am înțeles. Nu prea ascult, domnul consilier. Da, da, da. O să vă rog, domnul ședinței, să ne aduceți, vă rog frumos, delegațiile, pentru a fi, da? Motivat. Delegațiile pe ce? Delegațiile pe lipsa... Da, da, de exemplu, ieri am fost la Comitetul de Monitorizare al OIM. Așa spuneți dumneavoastră. Bun, o să fim cu delegații. Păi vă rog frumos, dacă înainte să veniți cu delegații. După ședință vă trimit. Mulțumesc frumos. Unde s-a discutat un partid dumneavoastră, nu face o văstră să știți. Mă rog. Revin la subiect. Mă rog scurt. Cât mai sunt, da? Mulțumesc. E o modificare foarte importantă astăzi la contractul privind salubrizarea municipiului. Totuși aș avea... Am dorit și noi să știm cine se ocupă din cadrul municipalității de aplicarea acestui contract. Pentru că vedem cum Soma... Care e voie, domnul Bine? Care e voie? Domnul Bine, vreau să știm. Care e voie? Consiliere, cetățenii, în general. Deci eu reprezint aici cetățenii, nu mă reprezint pe mine. Mă rog, dumneavoastră aveți altă viziune de asta partea ta. Dar nu sunt cunoașteți viziunea? Nu, dar o simt, o văd. O simt, așa. Sunt greșit, întorcând
ar dori să știu, mai bine așa, ar dori să știu cine se ocupă cu monitorizarea aplicării acestui contract. Pentru că vedem cum Soma, uneori, pe anumite cartiere și anumite zone din oraș, o să întârzie cu zilele dedicarea drumului. Și dacă se dau sancțiuni în acest sens, și care sunt persoanele responsabile în sensul ăsta? Pentru că sunt cetățeni care se plâng de acest lucru și până vor scoate la licitație serviciul de colectare, mai durează, din câte îmi dau seama, și o să dureze și licitația, deci o să mai stăm cu Soma, cel puțin, de actualul contract, încă vreo 2-3 ani. Așa că mi-ar plăcea ca la nivelul administrației Necula să existe mai mult control cu privire la aplicarea acestui contract. De monitorizarea acestui contract se ocupă Direcția de Salubrizare. Din câte știu eu, este monitorizat și prin APRESI. Într-adevăr, au fost și unele probleme în cartiere, dar din câte știu eu, problemele au fost rezolvate. Și zi de zi, e cineva, sunt câteva persoane care monitorizează bunurile Comisiei de Zone. Am înțeles. Deci, ne puteți da asigurări că nu vor mai exista probleme? Sau... Da, împreună cu Soma, da, aș fața pe ele. Sau considerați că Soma se conformează acela? Câteodată da, câteodată nu, dar îi monitorizăm și din câte bun, și să spunem că uneori nu se conformează și constatăm acest lucru. Și dumneavoastră te inițiată cu impresia că s-ar putea ca acest lucru să nu se întâmple mereu. Aplicăm sancțiuni tocmai ca, ca această companie să nu mai repete aceste probleme? Până și ca cetățenii să nu mai avea de suferit? Nu am aplicat sancțiuni până acolo, dar când e de aplicat. Asta mai s-a fost. Da. Dar n-a fost cazul. N-a fost cazul. Da, ok. Unde au fost cazul, s-a rezolvat cu toată urmă în Consiliu. Mulțumesc, dacă nu mai sunt intervenții, se trece la procedura de vot, se pierd. Pot, vă rog, bine și să... Da? Mulțumesc frumos. Se pare că acolo, la copilul, nu prea există regine. Ca să vă răspund la întrebare. Trebuiască să mergi și la următorul statului și după dată să-i închizi. De-aia v-am întrebat un pic. Articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6 au fost votate fiecare câte 13 voturi pentru, 2 voturi contra, 0 voturi pro. Comemorativ în această zonă. Ați avut materialul la mapă. Mulțumesc.
mulțumesc domnul secretar al legalității. Nu sunt pe desprinderea. Domnul Capulescu. Doamna Bardașu. Doamna Breagnă. Doamna Breagnă. Domnul Șurianu. Domnul Stan. Favorabil cu rugămintea să mă acordați câteva minute înainte de. Sigur? De acord cu comisie 5, favorabil. Vă rog, domnul Stan, să așa că nu domnul Stan, dacă îmi permiteți în timpul votului, e ok? Nu, dar este domnul Stan este cu inițiatorul al proiectului. Îmi cer scuze, vă rog să... Da, dar atunci ce se rulează... Păi eu, înainte ca să... Mulțumesc. Este un proiect la care se lucrează. Să așteptăm două minute. Chiar putem să așteptăm două minute. Hai să așteptăm, că așa este civilizat. Vorbeați domnul Stan pe care vorbeam. Mulțumesc, mă bucur că s-a luat o decizie. Este un proiect la care se lucrează de aproximativ 18 luni. Nu a fost și nu este deloc ușor. El a fost inițiat în virtutea protocolului de parteneria și de colaborare încheiat între Uniunea Armenilor din România, sucursala Bacău, care este un ONG de utilitate publică și cu municipiul Bacău. De asemenea, revine în întâmpinarea finalizării documentelor care vor ratifica protocolul de înfățire între municipiile Bacău și Casan în Republica Armenia. Acolo suntem într-o fază destul de avansată, după cum probabil vă aduceți aminte, faptul de amiciție deja a fost semnat prin votul nostru, cu bunăvoința dumneavoastră. Monumentul nu va fi din tuf vulcanic, așa cum apare la un moment dat în expunere, ci din basalt. Este un monument impresionant, este lucrat manual, valoarea de piață este extrem de ridicată, iar municipalitatea Casan va dona municipiului Bacău acest monument, costurile ridicându-se la peste 5.000 de euro. Sigur că asemenea monumente sunt amplasate peste tot în lumea, acolo unde comunitatea armeană a fost reprezentată în mod substanțial în istorie, dar și în prezent. În România, ultimul monument de acest calibru, de acest tip, a fost inaugurat pe faleza de la Constanța, dar sunt monumente similare inaugurate și în orașe precum Pitești, Gherla și Rădăuți. Vreau să mulțumesc și în același timp să-și închei echipei cu care m-am consultat și am lucrat efectiv din cadrul primăriei, doamnelor Diana Ilie, Cristina Bartașu și doamnei Diana Mari. În proiect am prevăzut canturul monumentului într-un interval oarecare să fie plantat și caniși, care caniciul este pentru comunitatea armeană și pentru armeni arborele simbol. Deci intrăm într-o galerie de orașe care, prin montarea și inaugurarea acestui monument, cinstim contribuția unei comunități importante la dezvoltarea urbei formale. Mulțumesc! Mulțumim, domnule consilier. Să trecem la procedura de vizită. Thank you.
punctul 21 avem un proiect de hotărâre privind încheierea unui spațiu aparținând halei pieței centrale din Bacău, prin stație publică deschisă organizată în condițiile legii. Este vorba de un spațiu ieșit a halei de pești care ne-a venit cetărâi din Bacău. Ați avut materialul la mapă. Domnul Gabrescu. Domnul Chindruș. Favorabil. Domnul Busuioc. Favorabil. Doamna Breacă. Favorabil. Domnul Burian. Favorabil. Domnul Gherasim. Favorabil. Comisia 5. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, rog, nu sunt dat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 23 al ordinii de zi, pentru că domnul viceprimar să prezinte expunerea de motiv la proiectul de hotărâre. La punctul 23 avem un proiect de hotărâre privind aprobarea venitului de uz de servite și de servite legale către Del Gazbit, asupra unor spații de 3 spații municipiul Bacău, ați avut materialul la mapă. Domnul secretar, aveți delegația? Domnul Gabrescu? Doamna Vardașu? Domnul Mateuță? Favorabil. Domnul Burian? Favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. A fost comisie 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Avem o problemă la proiectul numărul 20. Creagă mica muscat acolo la intrarea cabina de vot. Se pare că unul din consilieri nu a votat, deci avem 16 buletine cu exprimare de vot. Dacă sunteți de acord, să ne luăm votul. La proiectul numărul 20. Sunt 16 consilieri prezenți. Unul din consilieri nu a votat, dar am 16 buletine de vot. Bun. Și unul a zis completat. Nu. Cineva a votat. Cineva a completat de două ori. A votat de două ori. Eu aș propune să ne luăm votul. Ce faci la care avem 16 consilieri oameni? 16 consilieri. Doamna Secretară, nu a votat. Eu nu am votat. Eu n-am primit buletine. A, și aveți 16. 16, da. Buletine. Discuții. Ne luăm votul. Da. 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 Trebuie să facem copii. Trebuie să facem copii. O să anulez aceste buletine și să luăm o foto. Bun. Trebuie la procedura de vot secret pentru punctul 22. Ca să nu existe probleme, vă rog fiecare să vină aici, să voteze pe care sunt toată în bani. Articolul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au fost votate fiecare 15 voturi pentru, un vot contra, 0 voturi nule. Domnul secretar al Ministerului de Calitate? Instabilitate de Calitate. Domnul Capulescu?
Doamna Bartașu? Doamna Preacnă? Favorabil. Domnul Curianu? Aviz favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Acordul Comisiei fiind favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă nu sunt. Dacă vă rog, să prezați cum la votul proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Vom vot împotriva domnului Ingheș. Dar ține cineva? 15 voturi pentru și un vot împotrivă. Proiectul a fost aprobat. Supun discuții cu 24 al ordine de zi. Și pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărâre privind descrierea terenului la bază de 2000 de metri pătrați, parcă în parcurs strada Istoriei 99. Este vorba de o deslipire pentru locuințele construite de valuri aportimente pentru a putea fi concesionat de către beneficiari. Domnul secretar al Hotărârii de Legalitate? Nu sunt pe legătură de legalitate. Domnul Andrescu? Doamna Bartașu? Doamna Preacnă? Domnul Curianu? Favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul Comisiei fiind favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Vă rog, domnul Ingheș. Da, mulțumesc. Partea cealaltă de teren rămasă va fi folosită tot în același scop. Pentru că știu că proiectul era mult mai vast, dar că am ajuns la doar la o provință. În funcție de finalizare, fiecare va fi dezutit pentru a putea fi concisă. Am înțeles. Finalizează proiectul. Supun discuție cu 25 al ordinii de zi. Scuze, domnul secretar. Proiectul 24, mai mulțumesc la din partea domnului Ghiriu. Spune-mi la locul proiectul 24, ce intervene. Este cineva împotrivă, iar cine cineva. Cu 16 voturi, așa s-a aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Supun discuție punctul 25 al ordinei de zi și îl invită domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, este vorba de un proiect de hotărâre privind decizia din domeniul public al municipiului Bacău, în domeniul public al statului, a unui bun imobil situat în Bacău, strada Uitus, numărul 30, a terminat de la mapă. Domnul secretar, capitul? Nu sunt obiectiv. Domnul Gabrilescu? Favorabil. Doamna Bardașu? Favorabil. Doamna Preacnă? Favorabil. Domnul Curianu? Favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. La votul comisiei 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, vă rog, domnul secretar, să urmăm la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Ce este ce vor fi acolo aproape proiectul de hotărâre? Supun discuție cu 26 ori bine de zi și discutăm cu viceprimar Ștefan Dadel Dragoș să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind legea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, unor bune, în orice chestii situate în Bacău, situate din punctele, casare și valorificare și valorificarea acestora în condițiile legii, ați avut material la mapă. Domnul secretar, aveți legalitate? Există. Nu există lecție de legalitate. Domnul Gabrilescu? Doamna Bardașu? Doamna Preacnă? Domnul Curianu? Favorabil. Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul Comisiei fiind favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, vă rog, domnul secretar, să spună la votul proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Să abține cineva? Cu 16 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 27 al ordinii de zi și îl invit domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului de combustibil pentru automobile și utilaje din dotarea direcției de salubrizare și agrement, parcuri ca municipiul Bacău. Ați avut materialul la mapă. Domnul secretar, aveți? Există aviză. Domnul Capilescu? Favorabil. Domnul Chindruș? Favorabil. Domnul Dubravo? Favorabil. Doamna Preacnă? Favorabil. Domnul Curianu? Favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Stan? Favorabil. Raportul Comisiei 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Vă rog, domnul Ghiriu. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, aș avea o întrebare puțin conexă legată de aceste automobile și utilaje.
În ce bază societatea de servicii publice folosește o parte din autovehiculele sau utilajele municipalității? Pentru că, din câte știu, nu am aprobat asta în Consiliul Local. Deci e vorba de o societate comercială care, până la urmă, folosește baza auto a municipalității. Domnul Consiliu, vă rog să formulați în scris, nu puteți să vă gândesc, dar acum nu știu așa ceva. Nu știți așa ceva. Vă rog să faceți scris. Am înțeles, mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, vă rog, domnul secretar, să spună la lucrurile de vedere. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 16. Domnul Pecher, ce sunteți până la urmă? Mă abțin. Am înțeles. Doamna Radă, v-ați dat frânul și dumneavoastră? Domnul Ghinghe și-a spus de pentru. Pentru. Să le dăm combustibil. 14 roturi pentru și doar ține proiectul de ordine administrativă. Supun discuție punctul 28 al ordinii de zi și îl invit pe domnul viceprimar să prezinte ținerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind alegerea roturilor de 155 de pătrași de proprietate privată a domnului Turudinski Mihai și 193,60 pătrați de proprietate privată a participatorului, un singur cob de proprietate, stăpat de 348 de pătrați, cu numărul cadastral 84.042. Azi a fost material la mapă. Domnul secretar, nu e interdicție de detalii. Domnul Gabilescu? Favorabil. Doamna Marin? Favorabil. Doamna Preacăn? Favorabil. Domnul Turian? Favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. Stan, favorabil. Raportul institut favorabil. Discuția asupra proiectului hotărâre dacă sunt. Dacă nu se trece la procedura de vot secret. La proiectul numărul 98, fiecare din articole 1, 2, 3, 4, 5 au fost votate pentru 13 voturi pentru, 3 voturi contra, 0 voturi nule. Fiecare este 13 voturi pentru, 3 voturi contra, 0 voturi nule. Doamne președinte, putem să mergem pe departe. Mulțumesc. Sunt în discuție cu cuvântul 29 al ordinii de zi. În nivel de locuție primar, să prezinte ținerea de votare la proiect. Mulțumesc, doamne președinte. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii directe a lotului de TNR, suprafață de 5 metri pătrați, situată în intervalul de Bacău, în proprietatea unui Bacău, beneficiar Ciubodanu Florinel. Ați avut materialul la mapă. Domnul secretar, a venit de comunitate. Nu s-a întâlnit în legate. Domnul Gabulescu? Doamna Marin? Domnul Lungă?
Domnul Gerasim? Favorabil. Raportul comisiei 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, se trece la procedura de votare. A fost votat în fiecare cu câte 13 voturi pentru, 3 voturi contra, 0 voturi contra. De la domnul Sabin Adrian,
La domnul Afete Ionuț Liviu, Căsărică Afete Cornelia Nicolina, la cea mai la mapă. Putem, putem unii 31 cu 32, pentru că au același lucru. Sunteți de acord? Atunci o să vă dau și 30.32, la admitea de procesie prevăzută în portalul de procesare numărul 48.589, din 21.12.2006, la 10 masere, la domnii Reni Iosif și Reni Lucia. Domnul secretar, aveți pentru cele două proiecte? Domnul Gavulescu? Doamna Marie? Doamna Preacu? Domnul Purianu? Rapoartele Comisiei 5 pentru cele două proiecte favorabile, discuția asupra proiectelor, dar că sunt, dacă nu se trece la procedura de votare. Proiectele numărul 31 și 32, articolul 2, am 2, au primit fiecare pe 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi bune. S-a constatat că pentru terenul aprobat pentru concesionare există solicitări de revendicare din partea fostului proprietar în baza prevederilor articolul 14 din legea numărul 50 din 1991. Ați avut material la mapă. Nu e să vin cum e asta. Domnul Gavulescu? Favorabil. Doamna Marie? Favorabil. Doamna Preagmă? Favorabil. Domnul Purianu? Favorabil. Domnul Gherasi? Favorabil. Raportul Comisiei 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre la sunt. Dacă nu se trece la procedura de votare. Este ieșit din sala, sunt putut vorbi doar 15 consilieri care participă la vot. Dacă votăm, 15 consilieri prezenți, 15 au votat, fiecare din articolele 1, 2, 3, 4 a fost votat în câte 14 voturi pentru, un vot contra, 0 voturi de la. Continuăm, domnul președinte. Situația în Bacău, strada Ionuță s-a îndrăzut la numărul 36,
prin refacerea fațadelor și înlocuirea tămpărilor, consolidarea reconstrucției și rezistență din vecinătatea imobilului de pe latura de nord C1, casă naționalizată, suprafață construită la sol de 79 de metri pătrați, număr cadastral 69.137 C1, carte funciară numărul 69.137, pe latura de vest, imobilul C1, casă naționalizată, suprafață construită la sol de 25 de metri pătrați, număr cadastral 74.949, și carte funciară numărul 74.949, domeniul privat al municipiului Bacău, a treia la treia la mapă și vă rog să vă dați în forma prezentată. Domnul secretar al de legalitate. Există de legalitate. Domnul Andrescu. Favorabil. Doamna Bardașu. Favorabil. Domnul Burian. Deci, am zis favorabil. A avut comisie 5 favorabil. Discuția asta proiectul de hotărâre, dacă sunt, dacă nu, se duce la procedura de OSB. Rezultatul votului la proiectul numărul 34, 15, fiecare din articole, a fost votat cu 15 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nulă. Articolele 1, 2, 3, 4 au fost votate fiecare cu câte 14 voturi, un vot contra, 0 voturi nulă. Următorul amendament, articolul 1 ar trebui să sune în felul următor.
Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenios Drama în vederea realizării în comun a evenimentului Caravana Zilei de Filmului Românesc în perioada 6-8 iulie 2018. Mulțumesc! Propunem la vot amendamentul cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Având în vedere absența domnului Percheta, de 15 consilieri, 15 voturi, a fost aprobat amendamentul. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Două abțineri. 13 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 37 de ordine de zi și invit domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc domnule președinte. La punctul 37b avem proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate al obiectivului de investiție Hotărâre Creșă, Centrul Bugetar, Școala Mihai Dăgan, Marita Școala Mircea Cacicov. Așa cum v-am spus și la început ședinței, la prezentarea ordinii de zi, atât eu și domnul primar am spus păcăoanilor că în actualul mandat vom construi trei creșe noi. Iată, suntem în punctul de a demara primul obiectiv, creșa de la Mircea Cacicov. Va fi prima creșă nouă după Revoluție în Bacău. Sperăm că dacă lucrurile merg într-o evoluție normală, în 2 ani de zile să avem prima creșă nouă din municipiul Bacău. Celelalte două, de la Cartierul Șerbănești și de la Carpen, sunt în stadiu de proiectare. Așteptăm cât mai rapid și acele două să vină în Consiliul Local. Vă mulțumesc și vă rog să votați în forma prezentată proiectului. Domnul secretar de legalitate. Nu sunt obiectiv de legalitate. Domnul Gabrielescu. Favorabil. Domnul Chindruș. Favorabil. Doamna Niculescu. Favorabil. Doamna Breacă. Favorabil. Domnul Curian. Aviz favorabil. Acum comisie 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre relată sunt. Dacă nu, rog domnul secretar să spun la vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Dacă ține cineva? Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Discuție, punctul 37C al ordinei de zi și invit domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind desfășurarea de către Consiliul Local, Bacău, a plângerii prealabile formulate de către Asociația de Proprietari o casă completă din municipiul Bacău. Ați avut materialul la mapă. Domnul secretar, s-a de legalitate. Invinția de domnul Gabrielescu. Doamna Marin. Doamna Preacă. Domnul Curianu. Domnul Gherasim. Domnul Stan, raportul Comisiei 5 favorabil, discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt, dacă nu se trece la procedura de vot secret. Era pură să autosinteza articolele 1, 2, 3, 4 au fost votate fiecare cu 13 voturi pentru, 2 voturi contra, 0 voturi nu. Mulțumesc. Mulțumim. Supun discuție punctul 37D și invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. De urmă, de îndoiele, vă dorim prin mandatarea puternicitorului municipiul Bacău, în adunarea generalită odată la finalor, societății termoenergii grup Cristal Bacău, pentru aprobarea garantării prin cesiune creanță a livrărilor de gaze naturale, ați avut material la mapă. Domnul secretar, comisia de legalitate. Nu sunt pe nimic. Domnul Gabrielescu. Favorabil. Domnul Chindruș. Favorabil. Doamna Cintilie. Favorabil. Doamna Preacă. Favorabil. Domnul Curian. Favorabil. Domnul Gherasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Raportul comisiei 5 favorabil.
favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, rog pe domnul secretar să spună la loc proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Să abține cineva? Nu participă la vot. Menționat în procesul de aprobare. Câți consilieri mai sunt, doamne? 15, 14, 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 va fi public. Nu așa cum am specificat,
Lăsați-mi să spun. Deci nu așa cum ați specificat, în adresă. Că anumite informații vor fi anonimizate. Deci registrul spațiilor verzi este un document public și va juca, nu de, deci este legea spațiilor verzi care spune acest lucru și trebuie publicat pe site. Dar dacă doriți să vin la sediu ca să-l, ca să-l consult, nu e nicio problemă. Să știți că eu voi face fotografii la acest registru și voi, îl voi publica eu în locul primăriei Bacău. Dacă nu îmi îndepliniți atribuții. Păi bun, dar îl tot îl amânați și îl amânați pentru motive de genul acesta. Ca cetățenii să nu știe unde sunt copaci care se taie atunci când e vorba de investiții noi. Într-un răspuns pe care mi l-a acordat primăria Bacău, se specifică foarte clar că acest registru este finalizat. Și și mi s-a comunicat chiar, în această, chiar la această masă că urmează hotărârea de Consiliul Local. Acum veniți și spuneți că s-ar putea să mai dureze un an. Dar haideți să ne întoarcem la subiect. Așa. Am cerut secțiunea din Registrul Spațiilor Verzi, deci aia care există acum. Nu. Pe acea suprafață. Se publică pe site-ul Unității Administrative Teritoriale. Nu se dă prin e-mail unei... Păi, și mai bine. Deci, eu trebuia să-l am pe site, să intru acolo să-l consult. Dar nu există. Având în vedere că nu există, tocmai de-aia am făcut această cerere. Dar, în primul rând, dumneavoastră, autoritatea de construcție nu mi-a trimis-o și este un document public. Pe site e publicat cu articol, adică doar că există acea autorizație. Însă eu v-am cerut autorizația, ca să vedem ce lucrări au fost autorizate. Doamna arhitect, autorizația de construcție în un act care conține date cu caracter personal. Legea 50 pune foarte clar modul în care se aduce la publicitate. Avem practică judiciară în sensul ăsta în care spune foarte clar că autorizații au obligația să respecte restricțiile impuse de legislație cu privire la legislația în vigoare privind secret comercial și industrial date cu caracter personal. Articolul 23 menționează că autorității fac publică emiterea autorizației construcții și pun la dispoziția publică informații privind conținutul autorizației. Deci, prin urmare, a fost obligată primăria dată în judecată, să comunice reclamantei conținutul autorității de construcție. Eu asta am cerut. Deci, dumneavoastră, de da. Conținut înseamnă obiect. Deci, dacă doamna arhitect Șefer are bună credință în cazul de față, ca să informăm cetățenii, îmi dădeați acele informații vitale pentru acea construcție. Nu pur și simplu invocați GDPR-ul, pentru că am văzut că asta e trendul la nivelul primăriei. Invocăm GDPR-ul. Deci, e vorba de autorizație de construcție pentru o construcție care este edificată, hai să ne amintim, pe domeniul public. Deci, e vorba de parc. Deci, e vorba de parcul central al municipiului. Și cred că cetățenii au dreptul să știe dacă... Deci, întrebările le-am pus deja în scris. Dumneavoastră nu ați răspuns la ele. Da, mi-a spus că GDPR e și că nu vă dăm informații. Deci, am cerut avizul APM-ului. Nimic nu se poate, dar eu am înțeles că e unitate militară la arhitectul șef al țării. Domnul consilier, dacă tot ați solicitat în scris, probabil veți primi răspuns. Am primit deja. Ok. Dacă nu sunteți satisfăcuți de răspuns, mai faceți o adresă. Știți de ce? Pentru că mai sunt și alții. Okay. Eu am să fac sesizare la APM. Ok. Da. O să știți, da? Șansa să petiționez și alte instituții competente în domeniu. Ok, mulțumim. Am înțeles că la punct de vedere se mai sunt și vă rog. O secundă, imediat am ce microfon. O secundă. Mă numesc Crăciun Dragoș. Sunt președintele Asociației USPO, Ana Ipătescu,
am un număr de 490 de apartamente și sunt aici să mă adresez domnilor voastre consilieri locali, în mod special, pentru a vă adresa o întrebare retorică. Dacă sunteți mulțumiți de starea generală a municipiului Bacău în general și a cartierului Bistrița Lac într-un mod particular, pentru că acolo avem onoarea să domicilieze domnul secretar. Am făcut mai multe demersuri către primărie, la care nu am primit niciun fel de răspuns și nu avem satisfacție. Dacă dumneavoastră considerați că municipiul Bacău are pe mine, votați în continuare ce pot alături dumneavoastră. Pentru că nimeni nu le verifică cum le pune în executare. Absolut nimeni. Nu mai departe de ieri, pe strada Valea Altă, a venit societatea de la Suceava care a făcut simetrica, care a făcut pavajul ghetonat. Am asistat împreună la, era zic de sumare, la dezvoltarea unui canal, aparținând companiei de apă. Eu am un temperament mai agresiv, doamna mă cunoaște foarte bine. L-am luat pe acel domn la întrebări cine a făcut pavajul, că poate mai sunt și nu știu. Valori de acolo, poate trece Dunărea de acolo. Nu sunt interesați. S-a verificat lucrarea? Nu știu, nimeni nu ne interesează. Acesta este răspunsul. Dacă dumneavoastră considerați că există factori zonari care verifică, vreau să știu cine sunt, vreau să mă caute, să mă solicite, vreau să știu când se fac verificări. Dacă cei de la compania de apă au înțeles și mă cheamă când citim apometrele, agentul insolvență pentru care dumneavoastră pompați bani în vânt, SECE Termoenergic Group, că n-ați înțeles deloc ce este cu această societate, nu mai teme niciodată să citim acele citate abrumene. În toată asociația mea mai am 6 abonați, 6, pentru care eu le susțin cauza în instanță. Pentru că nu au citat abrumene, dar plătesc 4.000 de lei. Pentru nimic. De asemenea, oamenii m-au rugat să vă comunic cu referitor la poliția locală. Vreți să construiți o imagine a poliției locale? Foarte bine. O imagine izolită. Însă, cu cine? Cu foști angajați mei aici? Foști angajați care... Știți sau nu? Principiul necesității de a cunoaște este și pentru nevalabil. Foști angajați care își permit să vin să-mi dea lecții, cum să iau banii din buzunarul cu oameni fără să le spun, care țipă, care mă amenință. Suntem sătui de repede metrile astea de milițieni. Am văzut oameni bine. Nu foști angajați care nu au avut în viața lor profesională niciodată contact cu mine, cetățean. Cu mine, deci ei au avut de-a face cu inculpați, condamnați, au doar oameni și ce vezi dumneavoastră. O altă problemă pe care... Procese, da. Procese. Dar subiect așa dezvoltăm de două ori, dacă nu vreau. Da, discuțiile. Am înțeles. Ceea ce doresc eu foarte mult din partea dumneavoastră, să-i chemați la ordine șefii de servicii și departamente din primărie, îi chemați aici în ședință, fie în ședințele de specialitate, fie aici, cu rapoarte, note informative, lăsați primarul. Primarul e un om care nu poate să știe absolut tot. Îi chemați aici. Pentru că eu voi formula în permanență acțiuni, sesizări și la mine mă vin încă 5 președinți. Îți cam bătrân, că nu știu să scrie. Scriu eu pentru ei, îi reprezint eu. Vreau problemele să fie aduse la cunoștința dumneavoastră și să găsiți o rezolvare. Și vă rog frumos, lăsați la o parte orice răzvoială politică, că nu vă aparține. Și fi dumneavoastră politic se ceartă, mai întâi joacă tenis, după aia se denunță. Aici sunteți ai Bacăului, voi v-am ales, nu cei de la București. Dacă vreți, puteți aduce Bacăul la înălțimea la care a fost o dată. Când, dacă ne vedea cineva cu număr de Bacăul la mașină, ne aprecia. Acum ce să aprecieze? O insulă de agrement închisă? Un parc al Bereșului care nu are nimic? Gândiți-vă foarte bine. Apreciez foarte mult activitatea dumneavoastră. Adoptați hotărâri, punerea în executare. E problema. Și verificatul. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău la sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.